Și foarte important acum câteva detalii despre această dronă MQ-9 Reaper, folosită de Statele Unite ale Americii atât pentru supraveghere, dar să știți și pentru atac. Este practic o aeronavă fără pilot, însă teleghidată și care este special gândită atât pentru misiuni de supraveghere, cât și pentru misiuni de recunoaștere, dar și pentru misiuni de găsire sau neutralizare a unor ținte. Statele Unite ale Americii dețin aproximativ 300 astfel de drone MQ-9 Reaper. Vehiculul acesta aerian are o greutate de 2,22 tone, o autonomie de 1850 de kilometri și 24 de ore de funcționare. Drona este ghidată prin satelit, poate zbura la o altitudine maximă de 15.240 de metri și poate fi operată, atenție, de oriunde din lume. Are o viteză maximă de 370 de kilometri pe oră și poate duce la bord mai multe tipuri de armament. Vorbim despre bombe cu ghidaj, laser sau GPS, dar și rachete de tip Hellfire. Este produsă de General Atomics Aeronautical Systems. A avut primul zbor în urmă cu 21 de ani, fiind în dotarea forțelor americane din 2007. Și uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, vine și o informație de ultimă oră. New York Times scrie în felul următor, că această dronă americană doborâtă de ruși în Marea Neagră ar fi decolat din România. Sunt însă și alte variante pe care le discutăm în momentul acesta împreună cu generalul Dan Grecu, în legătură directă cu noi prin Skype în momentul acesta. Bună dimineața, domnule Grecu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Antena 3 CNN. Bună dimineața și dumneavoastră. Ajutați-ne puțin să înțelegem contextul în care a avut loc acest incident, domnule general, și foarte important, aceste informații care vin în special de pe filiera rusă în momentul acesta, că există posibilitatea ca această dronă să fi decolat din România, de partea cealaltă sunt informații și acel traseu surprins pe flight radar care arată foarte clar că ar fi plecat din Italia. Și plecând de la datele pe care le avem, ajungem și la întrebarea importantă a acestui moment. A fost vorba despre un accident sau despre o provocare? Deci, să o luăm pe rând. Vis-a-vis de decolare, avem două surse, amândouă citând surse confidențiale, oficiale, dar confidențiale. Una spunând că a pornit din România, una spunând că a pornit din Italia. Trebuie să așteptăm o confirmare oficială. Doi, contextul. Contextul este, cum să spun eu, este sigur. Încă de la anexarea Crimeei, drone ale NATO și special ale Statelor Unite survolează aperele internaționale ale Mării Negre, subliniez internaționale pentru că este important, iar drona MQ Reaper sau Predator B, cum mai este ea cunoscută, este una din mijloacele prin care se realizează o supraveghere de mare eficiență a spațiului terestru și aerian pe o arie largă, iar americanii, bineînțeles, o folosesc în acel scop pentru că, așa cum am văzut și în declarații, drona nu era armată, deci avea doar misiuni de recunoaștere, supraveghere, gathering intelligence, cum zic americanii. Nu este un incident, nu este un accident. Este un incident, pentru că nu este prima dată când forțele ruse șicanează mijloace ale NATO din țările non-riverane Mării Negre, dar prezente în apele internaționale ale Mării Negre. Cunoaștem, au avut loc astfel de acțiuni împotriva avioanelor americane, britanice care participau la diferite și alte state NATO care participau la diferite exerciții, precum și asupra navelor militare care navigau în apele internaționale ale Mării Negre, tot în cazul unor exerciții. Domnule... Deci nu este vorba de un accident, ci este de un incident, este un incident provocat de o acțiune deliberată, drept dovadă cele 40 de minute în care navele ruse, Suhoi-urile 27, s-au aflat în apropierea dronei americane. Incident, spuneți, iar Departamentul de Stat american, prin vocea purtătorului de cuvânt, John Kirby, spune în felul următor: dacă mesajul pe care rușii vor să-l trimită este acela de a ne descuraja să zburăm și să operăm în spațiul aerian internațional, atunci mesajul va fi un eșec, nu se va întâmpla lucrul acesta. Foarte scurt, domnule general, care ar putea fi consecințele, spuneați că n-a fost vorba despre un accident și despre un incident, la ce să ne așteptăm? Deci, nu incident, a fost vorba despre o acțiune provocată, deci un incident provocat. Asta vreau să spun, deci n-a fost accident, adică întâmplător.
Dar acum, acțiunile pot să fie diferite. Unu, Statele Unite nu vor să escaladeze sau sub presiunea forțelor interne, citesc dintr-un congresman republican, Lindsey Graham, care a spus că guvernul SUA sau administrația SUA trebuie să transmite imediat Kremlinului că dacă se mai apropie vreodată de un alt bun american care zboară în ape internaționale, respectiv avion va fi doborât. Deci acestea sunt cele două variante care sunt posibile. Să sperăm că liderii americani vor avea suficientă reținere ca să nu escaladeze un conflict care deja este mai mult decât necesar escaladat. Domnule general Dan Grecu, mulțumesc mult pentru analiză. Urmărim tot ceea ce se va întâmpla referitor la acest subiect. Mergem mai departe acum.